Chiar dacă au cerut ca întâlnirea cu șeful statului să fie publică când au ajuns la președinție, agricultorii au aflat că întrevederea se va desfășura cu ușile închise, lucru care i-a supărat. În primul rând a pus limită, 5 fermieri doar, ca noi să vedem că aici e reprezentantul unei companii Transoil. Dacă este transmis live, eu sunt gata să discut cu orice deputat, cu orice ministru, cu chiar și cu președinția și cu prim-ministru, pe problemele agriculturii. Dar atâta timp cât stăm cu ușile închise și discutăm nu știu despre ce și după aceea să faci poză și să manipulează cu opinia publică. Că asta fac. Spun minciuni societății. Societatea trebuie să cunoască adevărul. Dar adevărul poate să-l cunoască doar atunci când ședința este publică. De îndată ce agricultorii au intrat în interiorul clădirii președinției, ușile s-au închis în nasul jurnaliștilor, iar presa a rămas să aștepte afară. Două ore au durat discuțiile, dar nici după atâta timp nu a fost luată o decizie concretă, a declarat directorul Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Bădărău. Unul dintre subiectele abordate a fost legea privind anumite măsuri de sprijin pentru fermierii afectați de secetă, care îi nemulțumește pe aceștia din cauza compensării ineficiente, accesul limitat la resurse și inegalitatea în distribuirea ajutoarelor. Noi am înaintat președinției propunerile noastre ce ține de această prevedere legală, pentru că discuția principală s-a axat pe această lege, cum poate fi îmbunătățită, ea modificată. Nu cunoaștem care vor fi acțiunile de mai departe, dar doamna președinte cu siguranță o să le anunțe. Pe lângă acest fapt, noi am mai solicitat încă alte trei măsuri. Deci nemulțumirea agricultorilor care au fost și au ieșit la protest, ați auzit-o și săptămâna trecută, s-a solicitat demisia ministrului Agriculturii. Deci pentru că efectiv măsurile care s-au întreprins, chiar și dacă unele au fost consultate cu agricultorii, nu s-au regăsit în deciziile finale. Ne referim la acea lege, ne referim la acel regulament care au nemulțumit foarte mulți agricultori de împărțirea ajutorului de 100 de milioane de lei. Deci, consultările s-au făcut, dar într-un final nu au fost luate în considerare. Președintele Maia Sandu nu a ieșit să discute cu presa. Între timp, legea privind anumite măsuri de sprijin pentru fermieri din cauza secetei a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare în ciuda cererilor fermierilor de a fi retrasă. De altfel, întâlnirile președintelui Maia Sandu cu producătorii agricoli nu sunt deloc frecvente. Ultima oară, șefa statului a stat de vorbă cu fermierii în luna decembrie 2023, când aceștia cereau moratoriu asupra aplicării amenzilor bancare, înființarea unei comisii speciale pentru analizarea cazurilor fermierilor care nu pot să-și plătească datoriile și compensarea pierderilor pentru culturile de floarea soarelui și porumb în 2023. După acea întrevedere, reprezentanții Asociației Forța Fermierilor s-au declarat nemulțumiți de discuția pe care au avut-o și au anunțat reluarea protestelor.